De metamorfoză și evoluția formelor. Îmi plac foarte mult experimentele, manchetele și prototipurile în designul de produs și mai mult îmi place să mă implic în activitățile culturale, artistice, precum tramvaiul artelor. Bună, sunt Andreea. Sunt proaspăt absolventă a Universității de Arte George Ionescu. Sunt pasionată de artele vizuale și pictez tramvaie începând din anul 2017 și sper să o pot face și continuare. Bună, sunt Oana, sunt studentă în cadrul Facultății de Arte Vizuale și Design anul 1 master, iar acesta este cel de-al doilea tramvai pictat la care particip și cel mai important pentru mine, deoarece este dedicat aniversării celor 160 de ani de la fundarea Universității de Arte George Ionescu. Bună! Numele meu este Crețu Rareș Alexandru și pasiunea mea pentru artă a început încă de când eram la grădiniță. Momentan sunt masterant la Universitatea George Ionescu din Iași, iar idealul meu legat de artă este de a combina arta cu tehnologia. Cât pot eu de bine! Bună, eu sunt Diana, sunt student în anul 3 în cadrul Universității de Arte din Iași, George Ionescu. Asta este al patrulea tramvai la care eu m-am implicat și sunt foarte bucuroasă să fiu aici, mai ales pentru că tramvaiul ăsta este un omagiu adus chiar Universității mele.
Salutare, eu sunt Andreea Zabulic, sunt student masterant la specializarea de grafică și mă bucur de oportunitatea de a participa la acest proiect, ce este atât dedicat culturii, cât și mediului social și mă bucur să particip alături de o echipă ce stimulează creativitatea. Sunt Claudiu Georgian, masterant în anul întâi la secția grafică și mă bucur să fac parte din echipa proiectului Tramvaiul Artelor, dedicat împlinirii celor 160 de ani ai Universității de Arte George Enescu din Iași. La mulți ani!